Ajungeți cândva, sperăm că azi. Așa că în continui plimbarea, turnul ăsta este undeva înainte de locul de ardere. Deci undeva după colț este locul de ardere. Am fost și pe acolo. Nu se ardea în momentul în care am fost. Eu tocmai văzusem o incinerare în Kathmandu cu câteva zile înainte. Și acolo este un loc foarte auspicios. Am mai donat niște bani ca să poate să fie cumpărat lemn de foc pentru săraci, pentru că există, deci nu vin numai cei foarte bogați să moară la Maranatii să fie arși, ci și mulți săraci care, când simt că le vine momentul, o ia pe jos din cine știe ce colț al Indiei și merg destul de mulți kilometri pentru ca să poată să moară la Maranatii. Și odată ajuns acolo, practic ei nu au foarte mulți bani ca să dea bani și pe lemne. Asta este și un templu nepalez, cunoscut în așa numite frizele lor sexuale, care sunt absolut peste tot în tot Nepalul. Și pe la două, deci trenul trebuia să vină pe la noi, băi, nu se poate, hai să ajung să mă întorc înapoi la gare. Am trimis SMS, iar în același poveste nu știm unde suntem. Așa că mi-am luat inima nici și m-am întors la gare. Okay. Intru la gare, erau foarte multe vaci, nu știu ce se întâmplă, erau foarte multe vaci în hol. Din păcate n-am pozat filmate, aveam și videocamera, am destul de mult filmat. Mă duc la informații, întreb direct trenul Swatantra ce se întâmplă cu el. În momentul ăla aud un siren îngrozitoare de afară și ăla foarte fericit îmi spune: domnule, vreau să vă informez, trenul Swatantra tocmai intră în gara Varanasi. Ies afară, mă, trenul are un kilometru sau cât are, că trenurile, mai ales astea care sunt interstate, sunt extrem de lungi. În ultima instanță, o văd pe Adriana, împreună cu Elena și altă prietena mea, care susțineau vreo doi sahibi străini, ducându-le și rucsacurile lor. Ulterior am să aflu că sunt niște nemți care au făcut prostia să mănânce ceva lastip acolo pe tren și care îi lovise pântecarița, aproape dizenterie. Dar oamenii erau complet pierduți. Deci, îi vedeai alb la față. Am luat pe toți pe sus, toate bagajele, ne-am pus în primul ambasador, cu mașinile lor, care sunt un model britanic din 48, îi continuă să-l producă. De o mașină puternică, dar cam și ok, dar cam lentă. I-am spus la șofer că îi dau fix, nu mai știu, că 50 de rupii, că știam deja prețurile, ca să mă ducă la hotelul Suria. Ne-am dus la hotelul Suria, i-am cazat pe nezi, de fapt, aproape i-am luat pe sus și i-am băgat în camerele lor și le-am dat ceva de stomac. Problema era că fetele veniseră șocate de pătren. La care aparent fusese principala atracție pentru cei 5.000 de aici care probabil au călătorit cu trenul respectiv, care au fost într-un pelerinaj ca să le vadă. Cert e că veniseră foarte stresate și ajungând în acest peisaj mirific care era hotelul Suria, care de fapt avea o grădină în centru, era cald, era frumos, de el era fric și nasol și ceață, n-au mai vrut să iasă. Și n-au mai vrut să iasă. Haideți să vă arăt ce frumos e Gangele. Nimic pentru nimic din lume. A doua zi dimineață trebuia să face ceea ce face tot turistul Gangele în Varanasi, să se plimbe la răsărit de soare pe Gange. Care aparent este o experiență senzațională, iar Lonely Planet o punea primele 5 experiențe care trebuie să le ai în India. Marea problemă era că a fost foarte ceață. Deci asta este când am ajuns la Gange, noaptea, mă rog, ca să prindem răsăritul. Și cam în halul ăsta arăta răsăritul. Mă rog, programul trebuia să fie urmărit, deci practic noi plătisem la hotel pentru ca să ne ia, ne luase din mai multe guest house-uri și hoteluri. Asta e o cehoaică care a avut ghinionul sau norocul să calce într-o mare balegă și după aia aproape a mers tot timpul de sculță. Ne-am pus pe barcă, ne-am cumpărat, sunt niște mici ofrande, făcute, dacă le vedeți aici, cu o mică lumânare care îi se dă foc
și cu niște petale de lotus, care e foarte auspicios și karma se va îmbunătăși dacă îi dai drumul pe Gange. Cert e că experiența pe Gange mi-a adus aminte de legendele Olimpului. Există o legendă a Olimpului și mă cred că am mai văzut ceva filme. În mitologia greacă, în momentul în care mor, ajungi la celebra apa Styx-ului, în care există un luntraș care trebuie să-i dea niște bani, ca să te, sau Caron, care te trece dincolo. De aceea, mulți care mureau le puneau o monedă în gură dinainte să-i îngropă, ca să aibă moneda respectivă. E, imaginea care le-am văzut, mă rog, diverse filme artistice, arăta așa un râu întunecat, într-o mare ceață în care nu se vede nimic. Cam așa era Gangele. Deci cam așa arăta Gangele. Și era, mă rog, te duceai pe Gange într-o mare ceață, din când în când din ceață apărea așa o luntre, plină cu turiști pe aparate de fotografiat, care mergeau mult, cum era liniște perfectă și intrau înapoi în ceață. Mi s-a spus, ca să nu facem poze în zona unde se fac incinerările. Ce poze? Că oricum nu se vedea absolut nimic. A fost o experiență interesantă, chiar dacă n-am avut parte de celebrul răsărit de soare. În respectivul tur mi s-a mai dat și un bonus, un mic tur la vreo 3 temple hinduse din orașul sfânt. În ultima instanță este un oraș sfânt al hinducilor. Ce era foarte interesant este că am avut un ghid care era foarte dornic să ne învețe despre religia hindusă, dar nu ne dă de extrem de multe explicații. Singurul lucru, cred că ne-a spus de aproape 100 de ori care este trinitatea, mă rog, principalii zei din religia hindusă. And you remember, avea așa o voce foarte baritonală. Brahma the creator, Vishnu the preserver, and Shiva the destroyer. Ne duceam 5 pași mai încolo, după ce ne mai spunea ce se întâmplă acolo, and you remember! Brahma the creator, Vishnu the preserver, Shiva the destroyer. După a 10-a, 15-a, repetam toți în cor. și în ultima instanță se pare că, mă rog, că lecția a avut succes, dovadă că încă mi-aduc aminte după 5 ani și nu-i confund pe cei trei. Mă, aceștia trei fiecare, mai puțin Brahma, dar Vishnu și Shiva, fiecare câte 100 sau 150 de reîncarnări, în fine, o poveste ceva mai complicată. Odată ajuns înapoi la hotel, aveam următoarea problemă. Trebuia să ne ducem mai departe. Conform planului inițial, trebuia să ne ducem într-un orășel care se cheamă Khajuraho. Ca să ajungi la Khajuraho, erau două căi, să spun, cu transport public. Unu, să zbori. Am sunat la aeroport și am aflat că există o cursă zilnică, dar care nu mai mersese de o lună pentru că era ceață. Deci s-a picat. Și a doua era, cea care era planul inițial, era să mergem cu trenul, plecam undeva seara, ajungeam undeva pe la 3 dimineața într-un oraș care se chema Satna, de unde trebuia să mai luăm un autobuz încă vreo 3 ore. Când le-am explicat, nu vă zic ce am auzit. A fost o rejectare totală. Așa că m-am gândit, am zis, ce să facem în Varanasi? Stăm în Varanasi, nu mai este și opțiunea 3, să facem rol de o mașină. Le-am spus la ea de la hotel, au spus că o să-mi aduc o mașină, nu mi s-au părut ei foarte inteligenți, așa că am luat-o pe stradă, să caut o mașină. Ele nu ieșeau din acest spațiu închis cu flori și cu ospătar și cu piață și cu foarte... Și la un moment dat vine un băiat la mine. Where from? Nice country, stupid name. Discuția de rigoare, tipul mă întreabă direct, ceea ce mi s-a părut ok, dacă nu vreau niște mătase. Și am spus, nu vreau mătase, vreau un jeep. Și tot peste 2 ore și nu vreau să dau mai mult de 4.000 de rupii, asta înseamnă vreo 90 de dolari, ca să mă ducă la Khajuraho.